Aș dori să citim Cuvântul lui Dumnezeu din Evanghelia lui Luca, capitolul 13. Vom citi de la versetul 1 până la versetul 9 inclusiv. Pentru a da cinste Cuvântului, vă rog să ne ridicăm în picioare. Pagina în Biblie 1007. Evanghelia lui Luca, capitolul 13. Vom citi de la versetul 1 până la versetul 9 inclusiv. În vremea aceea au venit unii și au istorisit lui Iisus ce se întâmplase unor galileieni al căror sânge îl amestecase Pilat cu jertfele lor. Credeți voi, le-a răspuns Iisus, că acești galileieni au fost mai păcătoși decât toți ceilalți galileieni pentru că au pățit astfel? Eu vă spun nu, ci dacă nu vă pocăiți, toți veți pieri la fel. Sau acei 18 inși peste care a căzut turnul din Siloam și i-au omorât. Credeți că au fost mai păcătoși decât toți ceilalți oameni care locuiau în Ierusalim? Eu vă spun nu, ci dacă nu vă pocăiți, toți veți pieri la fel. El a spus și pilda aceasta. Un om avea un smochin sădit în via sa. A venit să caute rod în el și n-a găsit. Atunci a zis vierului, iată că sunt 3 ani de când vin și caut rod în smochinul acesta și nu găsesc. Taie-l. La ce să mai cuprindă și pământul degeaba? Doamne, i-a răspuns vierul, mai lasă-l și anul acesta. Am să-l sap de jur împrejur și am să-i pun cu noi la rădăcină. Poate că de acum înainte va face roadă. Dacă nu, îl vei tăia. Amin. Da. Ocupăm locurile. Mulțumim fie aduse lui Dumnezeu, Tatăl nostru, care ne dă biruință după biruință, prin Domnul nostru Iisus Hristos. Amin. Da. Mulțumesc lui Dumnezeu că m-a ajutat să ajung la timp în mijlocul dumneavoastră, cu întârziere de vreo 10 minute. Mulțumesc Domnului pentru fiecare dintre dumneavoastră, mulțumesc Domnului pentru adunarea pe care o avem aici, pentru ziua aceasta extraordinar de frumoasă. Sunt atât de multe lucrurile pentru care ar trebui să-i mulțumim lui Dumnezeu și este bine să-i mulțumim Domnului întotdeauna pentru toate lucrurile. Și nu numai să-i mulțumim, dar să și încercăm să trăim din toată inima pentru slava Lui. Amin. Vreau să vă laud pentru evoluția pe care ați făcut-o, da? În ceea ce privește cântatul. Slavă Domnului pentru cântarea din dimineața aceasta. Ați cântat foarte bine. Acum, orică nu pot eu să cânt așa de bine sau au urechea înfundată, dar cred că ați cântat mult mai bine decât alte dăți când am fost aici. Bine, Domnul să vă binecuvinteze. Mulțumesc de asemenea Domnului pentru adunarea din care fac parte, care mă susține în rugăciune, care se roagă și astăzi, la ora aceasta, ei se adună la Coșteiu, noi ne adunăm aici. Primi salutări sfinte din partea lor, de fiecare dată ei știu că eu vin aici, când vin aici și mă însărcinează să vă transmit salutări sfinte. În mod special, fratele păstor Florin Stanca. Le mulțumesc pentru rugăciuni și datorită rugăciunilor lor, cred că am putut să ajung în dimineața aceasta în mijlocul dumneavoastră. Și dacă Domnul ne va ajuta, vom fi împreună pentru toată ziua. Bine, am citit pasajul acesta din Luca, capitolul 13, unde Domnul Iisus Hristos repetă aici de vreo 2 ori, pocăiți-vă. Știu că ultima dată, mi-aduc de aminte, ultima dată când am fost la dumneavoastră, am vorbit despre pocăință. Vă aduceți aminte? N-a fost de mult, a fost de mult, a trecut un an. Da? Și știu că nu prea place la frați să vorbești tot despre pocăință. Dar în dimineața aceasta nu o să vă vorbesc chiar despre pocăință. Așa că puteți să mă ascultați liniștiți. Se spune despre un
frate păstor tânăr, că a ajuns să păstorească într-o biserică. Și fratele a început să predice predici despre pocăință. Duminica asta pocăință, duminica trecută viitoare pocăință, duminica cealaltă pocăință, pocăință și până la urmă frații din comitet s-au adunat și au început să vorbească. Dom'le, dar ce păstor ne-am adus? Păi la școală acolo nu l-am învățat și alte predici? În atâția ani de studiu n-am învățat și el alte predici? Numai pocăință, Dom'le, nu se poate așa ceva, nu? Biserica nu o să crească, nu? Oamenii murmură prin bănci. Dom'le, dar numai pocăință, numai de pocăință. Uite, într-o zi o să-l tragem la răspundere. Și o să-l oprim în urmă și o să-i spunem, frate, noi te plătim, te-am primit cu toată inima, îți oferim toate condițiile, dar altă predică. N-ai învățat și tu la institut acolo, doar despre pocăință. Și fratele păstor le zice, fraților, am multe predici. Pentru fiecare subiect. Numai până când nu văd o schimbare, n-am să trec la un alt subiect. Așa că, dragii mei, suntem sătui de predici despre pocăință, dar este bine să rugăm pe Domnul să ne ajute să și trăim tot ceea ce auzim. Să nu fim doar ascultători și ascultători uituci. Pasajul pe care l-am citit în dimineața aceasta are legătură și cu capitolul dinaintea lui. Adică capitolul 13 are legătură cu capitolul 12. Dacă ne uităm la capitolul 12, începe în felul următor. În vremea aceea. Ne uităm la capitolul 13, cum începe? În vremea aceea. Da? Așadar, uitându-ne puțin la contextul celor două capitole, înțelegem aceeași idee. Domnul Iisus Hristos vorbește despre vreme. Despre vreme, despre o vreme. Mai clar, Domnul Iisus Hristos vorbește despre eșecul poporului Israel de a discerne vremea în care trăiau. Și apoi, în capitolul 13, înțelegem o altă idee din aceste două pasaje. Avertismentul Domnului Iisus Hristos pentru vremea în care ei trăiesc. Care este avertismentul? Veți pieri toți la fel. Dacă nu vă pocăiți. Dar ce e pocăința? Și ca să înțeleagă oamenii această învățătură divină foarte importantă, Domnul Iisus Hristos, ca de fiecare dată când predica o învățătură importantă, divină, apelează la o parabolă. Înțeles divin cu implicații practice din viața de zi cu zi. Și urmează parabola, pilda. El a spus și pilda aceasta. Un om avea un smochin în via sa. În ziua de astăzi vom vorbi doar despre aceste lucruri. Așa că în dimineața aceasta probabil o să vorbesc mai puțin, dar pentru după masă o să completăm tot tabloul. Așadar, în învățătura primară, sau în interpretarea primară, dacă vreți, pasajul acesta este în mod special pentru poporul evreu. Dar putem să tragem și noi
aceleași și multe învățături și ca națiune și ca persoane individuale. Așadar, haideți să vedem care este vremea pentru Israel. În ce vreme trăiește poporul Israel în contextul în care Domnul Iisus vorbește? Care era vremea? Ce vreme trăiau? Era vremea sfârșitului. Era vremea pe sfârșite pentru poporul Israel. Dacă ne uităm în Luca, capitolul 3, avertismentul acesta este promovat, ovaționat, dacă vreți, încă de Ioan Botezătorul. Luca, capitolul 3, cu versetul 9, în cuvântările lui, Ioan spune: securea a și fost înfiptă la rădăcina pomilor. Deci, orice pom care nu face rod bun este tăiat și aruncat în foc. Oameni buni, pregătiți-vă că sunteți pe sfârșite. Deja, securia a și fost înfiptă la rădăcina pomului. Bineînțeles că Israelul în Sfânta Scriptură din totdeauna a fost comparat cu o vie, cu un pom, cu un măslin, cu un smochin, da? Lucruri care reprezintă binecuvântare, da? Pomul pentru noi este omul. Da? Domnul Iisus, Dumnezeu, când se referă la pom, de fapt, se referă la om. Da? Poporul Israel deja este pe sfârșite. Securia, spune Ioan, a și fost înfiptă. Asta e iat lemne, nu? Adică din picioare, așa. Când ați dat prima secure, a și picat lemnul. Nu. Ați mai dat una. Și ați mai dat una, da? Și probabil că ați obosit, că ați transpirat și încă n-a căzut pomul. Înțelegeți? Dar ce urma? Urma să cadă. Urma să cadă. Și după ce l-a strântit, ce a făcut cu el? L-ați adus acasă și a făcut focul. Poporul lui Israel era în perioada aceasta, cu securia deja înfiptă. Era vremea sfârșitului. Încă Ioan Botezătorul le spune aceste lucruri. Au înțeles ei în ce vremuri trăiesc? N-au înțeles. A venit Domnul Iisus Hristos. Deja vremea era și mai pe sfârșite. Da? Au înțeles ei lucrul ăsta? În Luca, capitolul 9, cu versetul 51, deja Domnul Iisus Hristos le transmite lucrul acesta. De fapt, aici este începutul sfârșitului lucrării Domnului Iisus Hristos. Versetul 51 face această legătură între început, începutul lucrării și sfârșitul lucrării Domnului Iisus. Când s-a apropiat vremea, da, deci de vreme vorbește, da, în care avea să fie luat în cer, Iisus și-a îndreptat fața hotărât să meargă unde? La Ierusalim. Ce se întâmplă acolo? Ce urma după aceasta? Sfârșitul. Finalul. Acolo era omorât, crucificat, îngropat. Da? Acolo era sfârșitul.
hotărât și a îndreptat fața să meargă spre Ierusalim. Și de la capitolul 9, deja noi suntem acum la capitolul 13. Perioada și mai s-a apropiat de sfârșit. Cu toate că vremea pentru Israel era pe sfârșite, Israelul continuă să trăiască în întuneric. Problema pentru poporul Israel era că nu discerne vremea în care trăiește. Era perioada de sfârșit a harului pentru poporul Israel. Și cu toate astea, Israelul continuă să trăiască în întuneric. De unde înțelegem lucrurile astea? În capitolul 13 are loc o discuție între Domnul Iisus Hristos și o categorie de evrei. Care este baza discuției? Două evenimente majore la scară națională, am putea spune. Da? Unu. Unii galileieni care au fost măcelăriți de Pilat în timp ce aduceau jertfe Domnului. Și a doua discuție era adusă de Domnul Iisus, era căderea turnului din Siloam. Peste 18 persoane. Din discuția aceasta înțelegem că cu toate că vremea în care trăiau era pe sfârșite, oamenii aceștia continuă să trăiască în întuneric. Galileenii aceștia au venit la Domnul Iisus Hristos și i-au adus în atenție lucrul ăsta. Ai văzut ce s-a întâmplat acelor galileieni? Scopul discuției lor nu era unul sincer. Și era unul viclean de a-L prinde cumva pe Domnul Iisus Hristos. De a-I reproșa cumva Domnului Iisus Hristos ce? Cât de păcătoși sunt unii de-ai Lui, de unde era Domnul Iisus Hristos? Din Galileea. Și dacă ar trebui să vorbim despre galileieni, cum spunem? Despre Galileea? Galileieni, da? Dacă ar trebui să reproșați ceva despre cineva din Docnecea, cum ați spune? Docnecenii tăi, ai văzut? Așa, 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 da? Așa fac ăștia. Ai văzut? Galileienii ăștia-i tăi. Ce s-a întâmplat cu ei? Păi uite, au mers să aducă jertfă lui Dumnezeu la Ierusalim. Și culmea. În loc să se întoarcă de acolo așa cum se aștepta fiecare evreu, cum să te întorci din prezența lui Dumnezeu? Iertat? Descărcat de povară, nu? Că te-ai dus acolo cu animalul? Cu greutatea, cu povara păcatului? Și de acum, de la templu, trebuia să te întorci acasă fericit, bucuros, binecuvântat, nu? Cum s-au întors? Așa cum se întorceau alții care mergeau cu COVID la spital, în sac. De ce? Pentru că Pilat, în timp ce ei aduceau jertfe, probabil supărat de nu știu ce probleme, a trimis soldații și sângele lor a fost amestecat cu sângele jertfelor lor. Wow! Pentru evreu, lucrul ăsta era un lucru deosebit. Înseamnă că oamenii aceștia au păcătuit foarte mult. Foarte rău. Da. Și asta era discuția lor. Noi, dacă nu ni s-a întâmplat acest lucru nouă, și noi, uite, suntem în viață, înseamnă că noi suntem mai buni decât ei. Era lumină în mintea lor sau întuneric? Gândeau bine sau gândeau rău? Apoi Domnul Iisus câți vine și spune, a, stați puțin că voi știți ce știți, dar vă spun eu altceva. N-ați auzit cumva de aceia 18
peste care a căzut turnul din Siloam și i-a omorât? N-ați auzit? Da, știți ceva? Dacă nu vă pocăiți, dacă nu ieșiți din întuneric la lumină, veți pieri la fel. Păi dacă a căzut un turn, mai cade altul? Mai este altul? Dacă s-a întâmplat odată cu jertfe, se mai întâmplă și altă dată? La asta se referă Domnul Iisus? Nu. Se referea de fapt, veți muri păcătoși. Veți pieri în păcat. Veți muri în întuneric. De ce? Pentru că nu discerneți vremea în care trăiți. Și nu luați aminte la avertismentul meu. Ce le spunea Ioan? Pocăiți-vă și faceți ce? Roade vrednice de pocăința voastră. Ce sunt roadele? Păi este testarea pocăinței. Unii au venit să se boteze. Dar Ioan ce le spune? Sunteți vicleni. Mergeți mai întâi și faceți roade vrednice de pocăința voastră. Adică trebuie să aveți o pocăință autentică ca să scăpați de pedeapsa lui Dumnezeu. Nu e suficient să vă aplecați aici în apă și gata, am scăpat. Nu. Roade, dar nu orice roade. Roade bune. Ca să înțeleagă învățătura aceasta divină, dumnezeiască, foarte importantă, Domnul Iisus Hristos spune pilda. Și la pilda aceasta aș dori să ne uităm. Cu smochinul care a fost sădit, a trecut o perioadă destulă și n-a dus rod. Era vorba despre Israel, în comparație, da? A trecut 3 ani de lucrare a Domnului Iisus și cu toate astea nu l-au primit, nu l-au acceptat. Și după 3 ani, ce a urmat? Al 4-lea? Sau doar jumătate de an? Mult mai puțin decât a fost înainte. Era perioada sfârșitului. Măcar acum poate. Da? Nu-l tăia. Măcar acum poate. Finalul nu-l știm. Pilda este fără final. Da? Dar din tot ceea ce înțelegem, înțelegem de fapt că evreii au eșuat în a discerne vremea în care au trăit, au fost neglijenți la avertismentul Domnului Iisus Hristos și harul de la ei s-a luat. Au fost distruși, împrăștiați. În anul 70 după Domnul Iisus Hristos, a venit un împărat puternic și a nimicit totul. Chiar cetatea, totul. De ce? Pentru că n-au cântărit bine vremea în care trăiesc și n-au luat seama la avertismentul Domnului Iisus. Dragii mei, asta este cu evrei, dar în asemănare cu ei suntem și noi. Care este vremea în care trăim? E vreme de început sau vreme de sfârșit? Tot fratele Nicu amintea de dimineață și am văzut și unele predici. Sfârșit, sfârșit, sfârșit. Vreme de sfârșit. Vreme de sfârșit. Înțelegem că trăim în perioada sfârșitului? Înțelegem că vremea în care trăim este vremea de sfârșit? Când eram copil în biserică, auzeam o cântare. Mai multe, dar una din ele. Nu mai aud acum. Simțim încet cum harul de la neamuri se tot ia. Aproape ușa gata se încuia. Cum sunt bucuriile? Mai mici sau mai mari? Mai mici, ca acum un sfert de viac. Da? Simțim încet cum harul se tot ia. Care e avertismentul? Pocăiți-vă. Doamne, dar ne-am pocăit odată. Dar suntem pocăiți de sute de ani, de zeci de ani, suntem botezați, suntem... Care e testul pocăinței adevărate? Roade.
roade. De aceea Domnul Iisus vine și spune, a plantat un smochin. Pentru că așteaptă ceva. Și aș vrea să înțelegem în dimineața aceasta cât de importantă este pocăința. Nu e important, spune Domnul Iisus Hristos, vedeți, întunericul lui Israel, unde erau. Important este jertfa. Nu? Important este ceremonialul. Important este templu. Cât de important este templu? Că ăia păcătoșii nu s-au mai întors vii. Cât de importantă este jertfa? Dar cât de important, spune Domnul Iisus, este turnul pentru voi? Cu ce scop se face un turn? De a-i omorâ pe oameni? Nu. De a-i proteja. Când este o calamitate, o nenorocire, ce fac oamenii la turn? Aleargă la turn. Pentru ce? Pentru adăpost. Dragii mei, în vremea din urmă, mai important decât jertfa, decât templu, decât tradiția, decât obiceiul, decât lucrurile care credem noi că ne conferă o siguranță, este pocăința. De două ori repete Domnul Iisus Hristos. Dacă nu vă pocăiți, veți pieri la fel. Dar ce pocăință? O pocăință autentică. De aceea spune roade. Roade. Dacă ești pocăit, trebuie să produci. Dacă nu ești pocăit, nu produci. De multe ori, așa cum am auzit și eu despre alții, și alții aud despre mine, ați auzit și dumneavoastră. Dar cu cine să mă pocăiesc, mă? Cu cutare, cu cutare, cu cutare. Dar de ce? Păi uite ce face. A înșelat, a mințit, a curvit, a divorțat. Eu îi zic, păi atunci s-a nepocăit. Păi mi-a spus despre un nepocăit. Cum nu e adevărat? E predic acolo, mai și cântă, mai și... Și apoi mai și zic, da, da, știți, da, nu tot ce intră în garaj e mașină. Cam așa e și cu... Și cu pocăiții. Nu. Nu. E pocăit. Dragii mei, pocăința autentică. Da? Vorbim de roadă. Domnul Iisus spune roadă. Roadă. Și aș vrea să înțelegem aspectul acesta. Ca și... ca și pomi. Ca și smochini. Da? În via stăpânului. Mesajul meu este intitulat ești sădit pentru a rodi. Ești sădit pentru a rodi. Mulți creștini nu înțeleg asta. Și haideți să ne uităm puțin la pildă din punctul ăsta de vedere. Spune, el a spus și pilda aceasta. Un om avea un smochin sădit în via sa. În primul rând trebuie să înțelegem ca și oameni suntem plantați în via lui Dumnezeu. Suntem plantați în lumea lui Dumnezeu. Adică, Psalmul 24 cu versetul 1 vine și spune, al Domnului este pământul, cu tot ce cuprinde el. Nu e nimic al meu. Iov spune, gol am venit și gol plec. Nimic nu e al meu. Da? Dacă sunt în lumea aceasta, nu sunt la voia întâmplării. Sunt în lumea aceasta că stăpânul m-a plantat. Asta ce înseamnă? În primul rând că am un stăpân. Că am o responsabilitate. Că nu pot să trăiesc de capul meu. Că nu pot să fac ce vreau eu. Da? Sunt plantat. N-am venit la voia întâmplării pe pământul acesta. Da? De ce m-a plantat stăpânul? A meritat eu? A văzut ceva stăpânul la mine și ăsta e cel mai bun. Ăsta e cel mai frumos. Ăsta e. Dacă era după frumusețe, erau mulți predicatori mele. Dacă era după înțelepciune, da, nici atâta. Da? Datorită stăpânului, după voia stăpânului, sunt plantat în via sa. Nu datorită bunătății mele, nu datorită credincioșiei mele, ci datorită stăpânului, datorită bunătății stăpânului, căci mare este bunătatea stăpânului.
Evreii n-au înțeles lucrul ăsta. Dacă sunt în viață și alții nu sunt, nu mi se datorează mie că eu am fost mai bun decât ei. Ca și cum evreii au venit la Domnul Iisus să-i spună, știți ceva? Ei au fost răi și au plecat. Eu mi-s bun și am rămas. Mult mai mulți predicatori, mult mai buni predicatori ca și mine, au plecat la Domnul în perioada din 2021 până acum. Și tineri. Mirarea mea nu este de ce au plecat ei. Știți care e mirarea mea? De ce am rămas eu în viață? Deci am rămas eu în viață. Sunt plantat, sunt sădit pentru a rodi. Nu datorită mie sunt plantat și am rămas în picioare, ci datorită bunătății stăpânului. A credincioșiei lui. Psalmul 108 spune, mare este bunătatea lui și credincioșia lui. Care ține din iam? Iam. Ca să fii plantat în via sa, dragii mei, este o povară sau este un privilegiu? Cred că este cel mai mare privilegiu. Să fii plantat în via lui Dumnezeu. Să fii în atenția lui Dumnezeu. Este un mare privilegiu. Câți pocăiți, câți oameni din lumea aceasta realizează că este un mare privilegiu să fii în viață, să fii sănătos, să ai parte de bunătatea și de credincioșia lui Dumnezeu. Câți realizăm lucrul ăsta? Evreii n-au realizat lucrul ăsta. Au eșuat în ceea ce privește vremea. Apoi, mergem mai departe, avea un smochin sădit în via sa. A venit să caute, ce să caute? Rod. Cu ce scop m-a plantat stăpânul? Cu ce scop? Să rodesc. Ce așteaptă Dumnezeu de la noi? Rod. O pocăință autentică care să rodească. Rod. Da? A venit să caute rod. Dumnezeu vrea să fii folositor. Vrea să fiu folositor în via sa. Ne-a plantat pentru a produce, nu pentru a consuma. Taie! De ce să consume pământul degeaba și sărurile minerale și apa și lumina? Taie! Mănâncă degeaba, bea degeaba, trăiește degeaba. Eu l-am plantat și aștept producție de la el. Vreau să fie folositor pentru mine, nu pentru el. Dar de multe ori noi nu suntem folositori nici pentru noi. Știți pentru cine suntem folositori? Pentru dușmanul lui Dumnezeu. Pentru diavol. Pentru că nu promovăm învățăturile și principiile lui Dumnezeu. Și promovăm împărăția diavolului și principiile lui. Am fost plantați pentru a face producție. Nu pentru a consuma, ci pentru a produce. N-am fost plantat pentru frunze. Stăpânul a venit și a văzut ce a văzut. Frunze. Wow! Wow! Tired. Nu pentru frunze. Nu pentru religiozitatea noastră. Nu. Nu pentru ornament. Pentru frumusețea noastră. Da? Nu. Ci pentru a produce. Da? Dumnezeu ne-a dat și motivații să rodim. Care este motivația cea mai bună de a nu fi neroditori? Dragii mei, motivația cea mai bună este îndurarea stăpânului. Spune cuvântul aici că de 3 ani caut rod.
venit după un an, s-a uitat, n-are nimic, numai frunze. Lasă, îi mai dau să mănânce, îl mai țin pe pământul meu, că poate la anul o să-mi dea rod. A venit după alt an, s-a uitat, nimic. Lasă, îl mai las, îl mai las, îl mai las un an. Nu m-am deșteptat nici la primul an de îndurare, nici la al doilea an, nici la al treilea an. Dragii mei, anul pe care îl trăim acum e anul de îndurare. L-am început toți. Sau câți l-am început? Credeți că îl vom sfârși? Toți? Măcar de rușinea lui Dumnezeu să ne pocăim, că ne îngăduie atâta de mult. Doamne, dar mi-e și rușine tot timpul când vine omul ăsta la mine, n-am să-i dau ceva, n-am să fac ceva. Tot timpul mă găsește așa și când o să vină, cu prima ocazie, o să fiu așa cum trebuie. Nu, nu suntem așa ca și oameni, nu gândim așa. Vine Dumnezeu să uită frunze. Ho! Anul ăsta, anul viitor, anul viitor, anul viitor. Da? Câți ani? Câți ani ne îndură Dumnezeu? Psalmul 145. Cu versetul 8. Domnul este milostiv și plin de îndurare, îndelung răbdător și plin de bunătate. Profităm de bunătatea lui Dumnezeu, nu pentru a produce așa cum ar vrea El, ci pentru a produce mai multă frunză, nu mai multă roadă. Apoi, trebuie să înțelegem, dacă suntem plantați, este datorită bunătății stăpânului. Dacă suntem plantați, stăpânul are un scop cu noi, de a produce. Da? Nu de a consuma, doar de a consuma. Apoi trebuie să mai înțelegem că cine ne-a plantat, știți ce poate face cu noi? Ne poate și tăia. Așa spune cuvântul aici. Atunci a zis vierul, iată că sunt 3 ani de când vin și caut rod în smochinul acesta și nu găsesc. Taie-l. Nepăsător de privilegiu pe care l-am să fiu plantat în viața, indiferent de rodire, irresponsabil de producție, tăierea este hotărâtă pentru fiecare pom. Pentru fiecare pom. Nu contează. Dumnezeu plantează, tot El taie. Îndurarea lui Dumnezeu se poate sfârși la un moment dat și pentru mine, dar și pentru fiecare. Taie. De ce să sfârșește îndurarea lui Dumnezeu? Ce Dumnezeu avem? Păi să sfârșește îndurarea. Dragii mei, nu că nu este atot îndurător. Nu. Ci pentru că împietrirea inimii mele este mult prea mare. Este mult prea mare. Și îndurarea lui Dumnezeu se sfârșește. Taie-l! Ieremia, capitolul 16, cu versetul 5, partea B. Mi-am luat înapoi de la poporul acesta pacea mea, zice Domnul, bunătatea și îndurarea mea. De ce? Pentru că s-a împietrit prea mult. Pentru că e prea împietrit și nu mai produce nimic. Dragii mei, trebuie să înțelegem că vremea pe care o trăim este vremea pe sfârșit. Omul, ca și pomul, există pentru cinstea și plăcerea Creatorului său, adică pentru rodire.
cu scopul ăsta existăm. Astea sunt așteptările celui care ne-a plantat de la noi. Să trăim pentru producție în ceea ce privește cinstea și plăcerea Creatorului nostru. A fost trist pentru Israel că a eșuat în ceea ce privește înțelegerea vremurilor și a neglijat avertismentul Domnului Iisus Hristos. A fost trist. Domnul Iisus Hristos pentru asta plânge. În Luca capitolul 19 îl vedem acolo că plânge. Domnul Iisus Hristos când plânge, El nu plânge că e un plângăcios ca mine și ca noi. Nu. El simte durere când plânge. Pe El îl doare când plânge. Vezi? Și nu a plâns de multe ori. Da? Și ăsta e un lucru, că nu plânge din orice, ca noi. Și la noi e bine că plângem, dar bine ar fi să plângem păcatul. Să ne plângem păcatul, știți? În capitolul 19 din Luca, când s-a apropiat de cetate și a văzut-o, Iisus a plâns pentru ea. De ce a plâns? Și a zis, dacă ai fi cunoscut și tu măcar în această zi lucrurile care puteau să-ți dea pacea, dar acum ele sunt ascunse de ochii tăi. Vor veni zile peste tine când vrăjmașii tăi te vor înconjura cu șanțuri, te vor împresura și te vor strânge din toate părțile. Te vor face una cu pământul, pe tine și pe copiii tăi, din mijlocul tău și nu vor lăsa în tine piatră pe piatră. De ce? Lucrurile astea s-au întâmplat în anul 70 după Hristos. De ce? Pentru că n-ai cunoscut vremea când ai fost cercetată. Pentru că n-ai înțeles vremea în care trăiești. Dragii mei, se poate întâmpla cu fiecare dintre noi. Cu fiecare om de pe fața pământului. Pentru că nu cunoaștem vremea în care am fost cercetați. Credeți că Dumnezeu ne-a cercetat numai o dată? De câte ori ne-a cercetat Dumnezeu? Și după fiecare cercetare ne-am împietrit tot mai mult inima. De ce ar mai aștepta stăpânul încă un an? În dreptul meu. De ce ar mai aștepta? Cine este înțelept, Psalmul 107 cu versetul 43, cine este înțelept să ia seama la aceste lucruri și să fie cu luare aminte la bunătățile Domnului.